Alo, ceau. Da. Nu sunt bine. Da, am plecat pentru că am vrut de data asta să spăl eu hainele. De unul singur. Da. Nu că mă descurc. Sunt cu minte. Da, am luat și tableta. Da, am și aplicația. Da, e tot acolo. Da, respect. Da. Uite, mai nici 20 de minute și când e gata te sun. Bine? Bine. Ok. Da, am bine. Bine. Pa. Yes! Așa. De lucruri pe care Paul frate mi-o face și în lista asta de lucruri mesele de călcat nu apare acolo și mesele de călcat nu te pot răni la cap și pot să vă demonstrez. Pentru că uite, eu dacă iau masa asta de călcat așa și îți trag una pe ea... Ai nebunit? Ce mama dracu a fost asta? Te-a durut? Cum să nu mă doară? Mi-ai dat una cu masa de călcat în cap. Dar n-am crezut că o să doară. Doamne, Dumnezeule! Te-a durut? Da, m-a durut! Așa. Păi, crezi că mesele de călcat trebuie să le trec pe lista mea de... Poate că ar trebui... Ce acolo? Păi am o listă de lucruri care te pot răni și mesele de călcat nu-i pe aia. Trece atunci! Da. Ar trebui să-mi fie frică de mesele de călcat. Dacă ți-o vântură cineva pe deasupra capului, în felul ăsta, da! Păi nu e, că eu am și o listă de lucruri de care trebuie să-ți fie frică. Și mesele de călcat nu sunt nici pe lista aia. Păi,
Nu ar trebui să-ți fie frică de masă de călcat, ar trebui să-ți fie frică de ăla care îți dă cu ea în cap. Deci n-ar trebui să-mi fie frică de mesele de călcat. Nu. Nu. Deci, dar te pot răni. Da. Dar nu trebuie să-mi fie frică de ele. Deci trebuie să nu-mi fie frică de ele. Dar te pot răni. Da. Ești opusul lui Dumnezeu. Asta-i! Ce? Asta-i! Păi mesele de călcat te pot răni, dar nu trebuie să-ți fie frică de ele. Și Paul, frate meu, zice că de Dumnezeu trebuie să-ți fie frică, dar nu te rănește. Spun, nu știu ce ești creștin ăștia, probabil, la varna. Chestia asta e dificilă, chestia asta. Ce e dificil? Nu chestia asta cu învățatul. O, tu dai înainte cu zăpăcelile astea, cu liste. Nu știu, ești bine? Da, sunt bine. Da, sunt chiar bine. Ok, cum zici? Da. Știi, Paul, frate meu, mă ajută. El nu face aplicația asta de lucruri care mă pot răni și lucruri de care trebuie să-mi fie frică. Știi, și mesele de călcare nu apare pe niciuna din ele și de-aia e ciudat. Ce-i cu listele astea? Păi... e o chestie, na... De lucruri care mă pot răni, știi, eu nu simt durerea. Cum adică nu simți? Păi nu simt durerea. Uite, dacă iau chestia asta și mă lovesc. Au! Nu mă doare, vezi? Oprește-te, Doamne! Dar nu mă doare, uite, poți să și ciupezi. Hai, încearcă și tu! Doamne, haide! Dar oprește-te că doare! Nu doare! Nu! Serios că nu doare! Ba da! Nu trebuie să dai dacă nu vrei. Cei mai mulți nu vor să mă lovească. Cei mai mulți pur și simplu pleacă. Știi? Și... mi-a zis, Paul, că n-ar trebui să povestesc lucrurile astea cu nimeni, pentru că oamenii se sperie, știi? Când aud lucruri de genul ăsta. Și atunci... mai ales... uite, tu... iară ți-am povestit și nu l-am ascultat. Și dacă nu l-am ascultat, uite ce se întâmplă, iară rămân singur și oamenii... scuze-mă! M-ai lovit! Scuze-mă! Da! Am fost... m-ai lovit? Și eram curioasă. Dar tu știi că cei mai mulți oameni... cei mai mulți oameni nu mă lovesc. Da. Cei mai mulți oameni pur și simplu pleacă. Bine? Da. Păi, hai să verificăm. Bine. Curge sânge? Sper că nu, sincer. Am vreun semn? Nu. Atunci sunt ok. Da, ești. Vezi? Sunt ok. Eu sunt Madeline. Eu sunt Steve. Stau la etajul 3, apartamentul 11. Da, și eu. Stau cu prietenul meu, Eric. V-am văzut când v-ați mutat. Da. În iarnă ne-a căzut acoperișul de la zăpadă. Aha. Și am zis că stăm aici o perioadă la pensiune până, știi și tu, ne pune un pic pe picioare și... Dar aici e foarte bine, pentru că Madarley zice că e locul potrivit să te pui așa un pic pe picioare, știi? Da. Da. Eu, împreună cu Paul, frate meu, încercam să ne punem un pic pe picioare de când ne știu. Știi? Unora le-a mai mult decât altora. Da. Dar tu și Eric... faceți zgomote. Adică țipete, trosnete, știi? Stăm chiar sub voi. Trecem printr-o perioadă. Dar, zi, nu știu, ce ai tu chestia asta cu nu simți durerea? Cum e? Ce e asta? Păi, foarte simplu. Paul, frate meu, zice că eu am analgezie congenitală. Nu am ajuns la cursa la... Păi,
zice că de fapt neuropatie senzorială ereditară de tipul 4, cu alte cuvinte, nu simt durerea. Așa vorbesc ultima mai important, da. Ok, și nu știu, ești așa de când te știi sau cum e asta? Nu înțeleg. Da, păi zice că receptorii durerii nu s-au maturizat, ca urmare a analgeziei congenitale. Și eu așa nu simt durerea și nu știu ce e aia. Și atunci el de-aia mi-a creat aplicația asta, știi? În care mi-a notat toate lucrurile care mă pot răni și toate lucrurile de care trebuie să-mi fie frică. Pentru că trebuie să-mi fie frică de... Ce El o face. Știi? Paul citește foarte mult. Okay. Dar știe multe. Da, da, da. Și el mă ajută să nu mă distrug. Știi? Așa, întoarcem la listele astea. Ok. Păi, uite, de exemplu, lucruri de care trebuie să-mi fie frică. În ultima perioadă mă gândesc să mă pun și pe mine pe lucru, pe lista asta. Văd aici urși. Da, și mie mi-e frică. Păi, dar trebuie să-ți fie frică de urși. Evident. Dar dacă mergi în pădure și dai de urși și nu-ți e frică. Ca un om, mama, naibii, nu mai ai ce să faci. A? Și trebuie să-ți fie frică, uite, și de cuțite. Da, mai aș vrea, ești împiedicat puțin, clar. Pentru că te pot tăia. Da. Și trebuie să-ți fie frică de foc. Și în ultima perioadă trebuie să-ți fie frică și de frică. Da. Adică când am sentimentul ăsta de frică, plec. Știi? Da, și el a mai pus... A mai pus o chestie aici, ultima. Zice că trebuie să-mi fie frică și de... Fetele frumoase. Fetele frumoase, că urși cuțite, foc, fete. De ce de fetele frumoase? Pentru că fetele frumoase, zice Paul, ele te pot face să le iubești. Așa. Și Paul, frate, mi-a zice că iubirea poate să doară. Da, mă rog. Paul zice că eu probabil nu o să am de face niciodată cu iubirea. Cum adică? Păi, nu... Să de face niciodată cu iubirea? Păi simplu, că nu o să știu. Nu o să mi se întâmple niciodată. Dar de unde știe el chestiile astea? Păi doare. Și știe. Da, nu trebuie. Păi el... Oricum, nu o să am parte de fete frumoase pentru că eu am prea multe deficiențe și nu prea multe aptitudini. Ceva, sunt o grămadă așa. Ce scuze, nu vreau să fac asta. Îmi pare rău. Curge sânge? Vreun semn? Atunci sunt ok? Da, ești ok. Da. Tu ai un prieten. Da. Eric. Da. Pe care îl iubești foarte mult. Da. Chiar dacă te-ai sărutat cu mine? Da. Păi știi? E vineri seara și tu speri și calci. Și oamenii care se iubesc n-ar trebui să spere și să calce vineri seara. Oamenii care se iubesc se duc la Madadle și beau o bere. Îmi pare rău, și da. Se sărută între ei. Am stat chiar... Sau se duc să danseze. Am stat mai mult sau să patineze. Stau și super. Nu se sărută chiar... cu altul. Știi, eu nu cred că e iubire. Ce între tine și Eric? Chiar trebuie să plec, îmi pare rău. Am stat cu mai mult și nu-mi deranjează. Nu pleca! Îmi cer scuze! Au! Acum nu pot să cred, m-a lovit iar. Au! Stai puțin. Au! Ai zis au? Da, am zis au. Doare.
chiar îmi pare rău, dar chiar trebuie să plec. Ce trebuie să știu? El citește și știe. Am înțeles, da. Nu, lasă-l pe Paul, mai bine. La vedere, Steve. Marvlin. Da. La revedere, Marvlin.